ce tragedie, dacă în viață șansă n-ai. Fluier. Fac de toate. Cântăreț. Uitați-vă la mine. E un număr al meu original. Îl fac cântând. Besame, besame mucho, toto ti quiero. Numai că surpriza... Eu vom face noi. Ce rol v-ar interesa așa din ceea ce am făcut eu? Sunt Constanțean Getbeget, născut la Techiriol. Mama grecoaică de la Salonic, venită cu părinții în cel de la prin 1880 și ceva, și s-au stabilit la Techiriol și au deschis o brutărie în Cumpăna. Cumpăna fiind o comună la 5 km de Constanța, care se numea înainte Hasidurluc. Pe mama o chema Caliopi Stavreg Zaharia. Cu ce se ocupa? Mama era casnică. Tata Dumitru Jean, conductor arhitect. Deci Jean e numele de familie? Jean e numele de familie la noi. Pentru că am două nume. Lumea credea, pun pariu, că lumea credea că Jean e prenumele. Jean e numele de familie. Să trăiți, tovarășul capitan. Ce faceți voi aici? Suntem într-un fel de turneu. Dăm un spectacol muzical coreografic pe litoral. Multe balerine, prestidigitație, spectacol modest, dar azi. Dacă doriți să-l vedeți, veniți seara. O să venim. Unde se ține spectacolul? La grătina Un Pahar de Vorbă din Mangalia. Zi, mă, de dragoste, mă! Da, de dragoste vă zic acum. Tanța caii mei să moară, de n-am să te fur diseară, în papuci, în pielea goală, să bag toată lumea în boală, tanță. Mr. Police, speak English? Yes. Wallace, ce numai, cum se zice, mă, la mis? Pe mine mă întrebnea mielul. Sprechen in Deutsch? Ja. Deutschland? Einen Engländisch Leinten Konkurs. Este și a fost un actor de o delicatese și de o... De un bun simț extraordinar pe scenă. Calypso, nu-i pouvait pas se consoler du départ du lys. Parfaitement, excellent. J'ai eu une façade pétine, le français, et tout permis, le romain. Bien. Lasse-moi cette poupe. Non. Oh, ça va? Monsieur Charles, învață-mă și pe mine cum se cânt pe franțuzește. Pentru tine, chivofate, ard în foc, dormirea-i moarte. Femeile pentru mine înseamnă cerul, soarele, aerul, apa și vinul mult fratral de 12 lei care a ajuns 7.000 de lei sticla. Nu-s născut în zodia taurului, dar în zodiacul chinezesc cu păsări și animale. Nu sunt cioară, cum spun colegii, sunt fluture. Și-am zburat toată viața din floare în floare. Ismaile! Credeai că ai să scapi de mine, hotomanule? Facem hotoman pe mine? Ai fugit de pe Penelopa, bani n-ai primit? Ți-am vândut caterul ca să te înveți. Ziceam că am fugit de la Chiriani, ziceam că acasă te metem banii. Șelvarii de aflat și poborul de brusa, stârpitul. Stârpitul este Ismail. Mergem acasă, mergem acasă. Acasă? Acasă în haine de gheaun? Punem șalvarii? Haine de gheaun? Mergi, punem șalvar, punem. Șalvar? De asta ofta când auzea de Istanbul, domnule. Adevărul e că atunci când este vorba de suflet, mi-l dau cu cea mai mare satisfacție când e vorba să ajut pe cineva sau să fac un bine. Pe timpuri, când aveam trupa mea canină, stai dracul liniștit, plăteam un om ca să-i spere domnul. Eu sunt artist liric, tenor. Am cântat și în Baiadera. Nu mă crezi? O Baiadera mi-ai vrăjit inipa. Noi știm ce vreți, voi știți ce vrem. 50-50. E bine? No!
51 pentru noi. Haide, lasă! Nu mai umbla cu găinării. Ești un gentleman. 50-50 și bate lava. Bine, de acord. Îmi pare rău. Nu știi cu cine ai de-a face. Tocmai că știu. Auzi, fără aluzii, că pot să fac și eu dintre astea. Ok, 50-50. Cum procedăm? Simplu. Saltăm servieta, iar banii împărțim așa cum am hotărât. Perfect. Nu vrei să te răcorești cu o dulceață de vișine? Nu. Sau cu o ciorbă de perișoare? Ciorbă de perișoare? Da. Așa de dimineață? Da, ți-ai și fonat? Hai, lăsa-te mai de mine! Nu vrei să te plictezesc puțin? Nu, doamnă! Nu vreau, doamnă! Te rog, te rog să mă lași! Vă mulțumesc, doamnă! Ce-am făcut, doamnă? Că n-am fost vinovat! Eu am venit... Vai, ce puternic ești! Dacă s-ar putea să nu ne despărțim toată viața... Nici când mă duc acasă? Nici! Ai ceva împotrivă? Eu nu. Părinții? Nu. Atunci cine? Păi știu eu, poate nevastă. Intri în casele oamenilor, le citești contoarele și nu spui că ești suzurat, nu spui nimic! N-am avut când, pentru cum că... Cum n-ai avut când? Cum? Mai dumneavoastră, taca, taca. Oh, nu spui că ești însurat, Casanova! Doamne... Ce? Vreau să vă mai spun totuși ceva. Mai are ceva să-mi spună. Spune. Spun. Dacă nu plătiți lumina în 15 zile, tai curentul. Noapte bună, doamne. Jean este un prieten drag. Jucăm împreună de foarte mulți, foarte mulți ani. Am făcut turnee în Germania, în Suedia, în America, în Canada. Deci Dumnezeu ne-a purtat pe multe meleaguri și chiar am reușit să legăm o prietenie adevărată, ca să nu mai spun că am făcut și câteva filme cu el împreună. Suntem prieteni de mult timp. Mai Jean este un personaj din tot peisajul artistic românesc, inegalabil, unic și îți face plăcere să fii prieten cu el. De-ar fi viața de vânzare, aș păstra la purtător trupul meu de lup de mare, dar aș pune alt motor. Cu o inimă nebună să se țină de prostii, iar atunci când se consumă să o trec pe baterii. De-ar fi viața de vânzare, eu mi-aș vinde anii mei și-aș păstra în buzunare doar pe primii 23. Mi-aș lua iar lovenuri verde de-acum 35 de ani, anci nu mi-aș mai pierde să-i aștept pe americani. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, tirar mama ei de viață. De-ar fi viața de vânzare, ce-aș mai bea cu toți ai mei? Zeci de lăzi de corăbioare, mult patlar de 12 lei. Și pe mama mea săracă, ce-a crescut un vagabond, aș plăti-o să mă facă încă o dată, dar mai blond. 6 fete păpușele, tinere aș adopta, și pe toate în lovele, de-alea verzi de-aș îmbrăca. Și dacă ar cădea la pace cu alți italieni romani, când o fi să se dezbrace, să le pară rău de bani. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești în scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, firar mama ei de viață.